Adevărate bombe cad în capul celor care trec pe lângă aceste blocuri din sectorul Ciocan al capitalei. Cele care nu ajung la sol transformă copacii în adevărați pomi de Crăciun. Fie că vorbim de scutece, pungi de gunoi sau cartoane, toate aceste gunoaie sunt dovada nesimțirii locuitorilor. Cei care totuși aruncă gunoiul la tomberon o fac aiurea, fără să respecte indicațiile autorităților. Știți la ce folosește el? Nu știu. Compania responsabilă de colectarea plasticului spune că oamenilor pur și simplu le este lene să scoată peturile din pungă și să facă doar câțiva pași. În plus, nu există nicio campanie de informare a populației în acest sens. Solicitați de reporterii noștri, reprezentanții Direcției Locativ-Comunale recunosc că nu s-au gândit încă la o campanie de informare. Colectarea selectivă a început în Chișinău de 3 ani. Peturile ar urma să fie folosite ca materie primă pentru covoare, jucării, cartoane sau mochetă. De pildă, din 20 de peturi se poate obține căptoșala pentru o geacă de iarnă, iar 35 de ambalaje se pot transforma într-un sac de dormit.